Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, partea a doua a primei emisiuni, normal, și vă urez ca întotdeauna la toți de față și viitori sănătate. Sănătatea este lucrul cel mai de preț, putem să avem grijă de ea, putem să mergem în continuare cu ea, dar ce înseamnă sănătate? Sănătate. O să încercăm să descoperim acest cuvânt alături de invitații mei care practică o altfel de medicină, o medicină a viitorului, deși vine din trecut. Sună ciudat, dar tot ceea ce a fost inventat vreodată a fost inventat în trecut, acum noi doar folosim și îmbunătățim metodele. De aceea, practica medicală pe care invitații noștri o practică se numește Science Med, medicina științifică. Și alături de noi este doamna Mihaela Dascălu, Bună doamna ziua! doctor. Bună ziua, bine v-am regăsit și domnul Daniel Hanganu, Bună ziua! antreprenor. Acum aș dori să începem cu doamna doctor Mihaela Dascălu să ne explice ce înseamnă metoda Science Med și ce înseamnă medicină integrativă. Medicina integrativă, Science Med, presupune o abordare holistică a ființei umane, la nivel energetic, fizic, mental, emoțional, și în urma acestei consultații se stabilește un tratament personalizat care se adresează în primul rând pacientului, nu numai afecțiunilor organice pentru care vine. În cadrul consultației din clinica noastră se fac scanări la nivelul planurilor subtile, în care afecțiunea se formează înainte de a apărea în planul fizic. Fiecare boală, înainte să apară în planul fizic, se înscrie ca și informație energetică în corpurile subtile. Și dacă această informație eronată persistă pentru foarte mult timp acolo, ea este preluată deci către celule, se dezechilibrează metabolismul celular și ulterior apare boala organică. O să dăm un exemplu concret despre cum se desfășoară o consultație completă de medicină integrată. Înainte, o secundă să definim niște lucruri. Ce înseamnă plan subtil și ce înseamnă holistic, ca să înțeleagă telespectatorii mult mai bine. Plan subtil înseamnă plan energo-informațional. Se referă la faptul că noi suntem ființe energetice, deci avem un corp fizic, iar în jurul acestui corp fizic avem o aură. De noțiunea de aură sunt convinsă că A foarte mulți auzit toată lumea, m-am telespectatori apucat au sigur. auzit. Această aură sau corp informațional este unul și același lucru. Și boala nu apare de la început în corpul fizic. Ea apare întâi la nivelul aurei, se înscrie acolo ca informație greșită. Este ca și cum se virusează softul unui calculator. În acel plan, pacientul poate să simtă doar niște tulburări ușoare, o stare de oboseală, o tulburare de somn, o durere de cap pe care să nu le bage în seamă. Se gândește că merge la farmacie și a luat un medicament, s-a restabilit puțin sau și-a niște suplimente, niște vitamine minerale și este ok a doua zi. Este ok, aparent, în planul fizic, dar informația eronată acolo rămâne pentru că ea, dacă este informație, nu poate fi ștearsă decât tot cu o informație. Deci, Adică acesta trebuie suprascrisă. exact trebuie suprascrisă și asta nu se poate face decât cu ajutorul medicinii energetice sau medicinii energoinformaționale, este unul și Deci același corpul lucru. informațional este aproape una și aceeași, ca Cu și cu aura. aura. Exact. Corpul informațional și aura sunt unul și același lucru. Și abordare holistică. Abordare holistică înseamnă că tratăm ființa umană ca pe un întreg. Deci corpul funcționează, toate celulele noastre, noi suntem alcătuiți din aproximativ 100 de trilioane de celule, funcționează împreună. Ele comunică prin biocâmpuri informaționale fiecarei celule, fiecărui organism celular, îi corespunde un biocâmp prin care comunică cu celula vecină. Și atunci, dacă un pacient are o afecțiune hepatică și îl tratez doar pentru asta, neglijând celelalte dezechilibre care se află la nivelul tubului digestiv, la nivelul sistemului endocrin, la nivelul sistemului nervos central,
Tu nu te adresezi întregului. Deci holistic înseamnă să ne adresăm întregului. Dacă în medicina clasică, pentru o durere de stomac, te duci, îți faci o ecografie, niște analize de sânge și primești un tratament pe baza simptomatologiei din planul fizic și pe baza investigațiilor clinice și paraclinice, în medicina integrativă Science Med, abordarea este cu totul alta. Vii cu durerea de stomac, vii și cu investigațiile de la medic, cu analizele clinice, cu analizele paraclinice, dar noi ne punem întrebarea, de unde vine această durere de stomac? Că poate stomacul nu este primul care s-a dezechilibrat și cauza este în altă parte și până nu ștergem complet acea cauză inițială, acea cauză primordială care a dus la îmbolnăvirea ficatului, acel ficat nu o să se regenereze. Foarte interesant. Citeam într-o carte că inclusiv problemele neuronale pot da grave probleme de stomac. Exact. Exact. De fapt, stomacul, tubul digestiv se mai cheamă al doilea creier al organismului. Foarte puține persoane cunosc că 95% din cantitatea de serotonină se produce în tubul digestiv. Deci dacă noi avem afecțiuni digestive, acestea conduc la oboseală, conduc la depresie, conduc la anxietate și atunci ce fac? Mă duc și înghit un anxiolitic. Dar nu rezolv problema. La nivelul aparatului digestiv rămân dezechilibrele în continuare și anxietatea și depresia, eu o să mi le tratez la infinit cu anxiolitic sau antidepresiv, o să mi le tratez, dar nu o să le vindec, nu o să scap de ele. O să rămân o veșnicie, o persoană depresivă și anxioasă. Deci cum flora și intestinală poate exact, să... Exact, microbiomul intestinal este extrem de important și în producerea unor vitamine. Care nu știu cât de mulți știu că deja a fost declarat organ. Microbiom. Exact, microbiomul a fost declarat organ și microbiomul produce foarte multe vitamine. Vitamina C, vitamina E sunt două vitamine extrem de importante care sunt produse de microbiom. Și atunci omul, ca să-și crească imunitatea, ce face? Ia vitamina C ca supliment. Mai ia și vitamina E, că e antioxidant și antiîmbătrânire. Dar ce fac cu microbiomul? Că eu pot să-mi produc singur vitaminele acestea. Deci dacă echilibrez microbiomul, dacă văd dezechilibre de la nivelul tubului digestiv și le șterg și în planul informațional, atunci eu pot să corectez problema la nivel cauzal. Deci pot să scap de anxietate, pot să scap de depresie lucrând pe aparatul digestiv. Deci, să scurtăm, holistic înseamnă să vezi dincolo de cauză. Exact. Să vezi ce s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat acea cauză. Adică eu am o durere de stomac, de ce am exact acea durere de stomac? Și acționez în primul rând asupra exteriorului, asupra de ce și după aia asupra cauzei. Exact. Acționez asupra de ce și asupra cauzei. Deci holistic înseamnă să-l vezi ca pe un întreg. Și nu numai pe el, trebuie să vezi ca pe un întreg care funcționează într-un anumit mediu. Pentru că, într-un fel, se comportă o persoană din mediul urban și altfel o persoană din mediul rural. Spre exemplu, am constatat că persoanele din mediul rural se recuperează mult mai ușor decât cele din mediul urban. Pentru că au parte de mai puțină poluare fonică, electromagnetică, geopatogenă, alimentară, trăiesc în aer curat, mănâncă din ce își cultivă, din ce cresc și atunci starea lor de sănătate este mai bună și se recuperează mai repede decât cei din mediul urban. Deci am putea spune că holistic integrativ înseamnă să vezi omul sub toate aspectele, inclusiv sub aspectul mediului în care el trăiește în fiecare zi. Pentru că acest mediu interferă cu persoana prin acea interfață, prin corpurile informaționale. Și dacă mediul este extrem de poluat din toate punctele de vedere, el va transmite către aură, către corpul energetic, în permanență informații greșite, care ce fac? Se duc acolo, se înscriu în aură, celulele preiau, lucrează cu informația, organele se îmbolnăvesc. Și atunci, pe lângă tratament personalizat, el primește și sfaturi legate de alimentație, de stil de viață. Deci asta înseamnă medicină integrativă. Eu aș încerca să vă dau cumva, să punctez două lucruri importante. Pe de o parte ar trebui să înțeleagă telespectatorii noastre pe ce se bazează medicina integrată Science Med. Deci medicina integrată se bazează pe de o parte pe medicina alopată, deci nu venim nicio clipă să negăm realizările medicinei alopate, dar se bazează și pe cele mai performante metode din medicina, să spunem, naturistă. Da?
sau alternativă. Și aici vorbim despre medicina cuantică sau biorezonanță, vorbim despre electrosomatografie, vorbim despre homeopatie, vorbim despre terapia florală Bach, vorbim despre tratamentele cu uleiuri rezonate pe bază de CBD. E, ideea este că medicina integrată SciencesMed pentru prima dată în istorie a reușit să împace, dacă doriți, cele două curente care păreau divergente la un moment dat. Medicina alopată oficială și medicina alternativă. E, am reușit să furnizăm dovești științifice cum că aceste metode din medicina, hai să spunem, alternativă, funcționează și sunt eficiente. Și atunci medicii din zona alopată au venit și au recunoscut rezultatele furnizate de medicina integrată. Al doilea lucru important ar trebui să înțeleagă pacienții noastre o definiție simplă. Ce este aceea starea de sănătate și starea de boală? Starea de sănătate se definește ca o stare de echilibru sub toate aspectele, energetic, celular, organic. Starea de boală înseamnă dezechilibru și ar trebui să înțeleagă modul în care noi ne îmbolnăvim și modul în care ne vindecăm. Deci ne îmbolnăvim prin apariția dezechilibrului, prima dată în plan energetic, după care se ajunge la stadiul 2, care înseamnă dezechilibru la nivel celular. Stadiul 3 abia este stadiul organic, cel pe care noi îl percepem ca boală. Noi, practic, mergem la medic deja când suntem în stadiul 3 de boală. Medicina integrată, iarăși, vine cu ceva revoluționar legat de vindecare. Deci, acționează asupra tuturor celor trei componente. Acționează și asupra nivelului energetic, pentru reechilibrarea energetică, acolo unde este dezechilibru. Acționează și la nivel celular, dar și la nivel mental, la nivel organic. Și lucrurile cele mai interesante sunt legate de rata de succes. Deci rata de succes în medicina integrată este 82% pe datele statistice din 2009 până acum, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății raportează undeva sub 30%, 29% rata de succes pe ceea ce înseamnă medicina alopată, medicina oficială. Rezultatele acestea foarte bune pentru medicina integrată SciencesMed se datorează pe de o parte aceste abordări holistice de care spunea doamna doctor, în sensul că noi privim pacientul ca pe un întreg, da? Nu-l vedem doar ca pe o sumă de organe. Îl privim și din punct de vedere energetic și mental și psihologic și mediul în care trăiește. Și al doilea lucru foarte interesant este că acel tratament personalizat este verificat pe loc de medic. În cadrul consultației, și aici doamna doctor să vă explice mai pe larg cum se desfășoară o consultație, se stabilește de către medic un anumit tratament. Acel tratament este verificat pe loc dacă este eficient pentru pacient sau nu și este benefic pentru pacient sau nu. Și în momentul în care pacientul pleacă cu acest tratament personalizat, acel tratament este și verificat și el știe că acel tratament îl ajută. Cum putem verifica un tratament? Verificăm cu ambele aparate, și cu electrosomatograful și cu aparatul de biorezonanță. Cu aparatul de biorezonanță, de regulă, verificăm produsele fitoterapice, gemoterapice sau dacă pacientul mai are anumite suplimente naturale pe care le ia, le verificăm cu aparatul și vedem care sunt mai compatibile și care mai puțin compatibile. Iar cu electrosomatograful putem verifica și remediul homeopat. Și o să vă dau un exemplu concret de pacientă care s-a prezentat cu multiple dezechilibre la nivel pulmonar, la nivelul aparatului digestiv, la nivelul glandei tiroide și la nivelul glandelor suprarenale. De fapt, starea de oboseală, anxietatea, insomnia se datora în cazul ei, în primul rând, dezechilibru de la nivelul glandelor suprarenale. Deci, oricâtă medicație ar fi luat pentru aceste simptome, ele nu ar fi dispărut pentru că dezechilibrul era pe o zonă care nu era identificată. În medicina clasică, analizele erau în parametrii normali, numai că noi, văzând într-un plan mai profund, la nivel intercelular și intercelular, am văzut unde este dezechilibrul de bază, cel care întreține problemele pentru care a venit. Și după anamneza homeopată, care este destul de laborioasă, pentru că trebuie să stabilești tipul constituțional al pacientului, deci ce fel de temperament este, ce frici are, se pun foarte multe întrebări, s-a acordat pe loc un remediu homeopat și s-a repetat scanarea după acest remediu și se vedea foarte clar că dezechilibrele pe aparate și sisteme
se reduceau cu valori cuprinse între 40% și chiar 100%. Spre exemplu, pe suprarenale s-a obținut o reducere de 100% a dezechilibrului. După 3 luni de tratament, în care pacienta a primit tratament homeopat, tablete impregnate, remediu floral Bach și ședință de echilibrare energetică, ea a revenit în parametrii inițiali. Deci a reușit să doarmă bine, să se simtă bine la nivel psihic, au dispărut stările de anxietate și gândurile negative pe care le avea tot timpul. Deci putem verifica tratamentul cu ambele aparate, și cu electrosomatograful și cu aparatul de biorezonanță. Sunt situații în care starea inițială a pacientului se schimbă chiar pe loc. Exemplu concret al unei persoane cu durere de cap, s-a administrat remediu, bineînțeles după o discuție în prealabil, și l-am întrebat care este starea generală după administrarea remediului, și deja trecuse și o jumătate de oră de echilibrare energetică, și durerea de cap s-a ameliorat cu 60% chiar în timpul consultației și a primei ședințe de tratament. Deci putem verifica pe loc și cu aparatele, dar sunt destul de multe situații în care chiar pacientul constată că se simte mai bine, are o energie mai bună, nu mai are durerea de cap cu care a venit, sau, spre exemplu, dacă vine cu probleme reumatice și inițial nu se poate aplica din cauza durerii lombare să-și lege și returile, constată că până la finalul consultației reușește să facă acest lucru. Chiar dacă par science fiction aceste rezultate, ele nu sunt, pentru că abordarea este profundă. Deci, practic, corpul uman primește de la început o infuzie de energie. Și atunci acea energie lucrează extrem de rapid. Dacă noi vrem să aprindem lumina, trec câteva secunde între apăsarea butonului și aprinderea becului. Așa este și corpul uman. Dacă îi se dă energia potrivită, se pot obține rezultate foarte rapide, și acestea, bineînțeles, ulterior vor fi întreținute prin terapii de echilibrare energetică, tratament personalizat și schimbarea stilului de viață al persoanei. Știu că aveți o experiență de cel puțin 12 ani în acest domeniu. Și aș vrea să vă întreb, pentru telespectatori, să înțeleagă, ce afecțiuni se pretează acestei metode. Cea mai ciudată afecțiune pe care am auzit-o la dumneavoastră spunând că se poate trata în acest mod este afecțiunea reumatică. Puteți să ne explicați și cum funcționează acest lucru? Am avut foarte mulți pacienți cu afecțiuni reumatice, marea majoritate de sunt ce funcționează? Pentru că tehnic în popor se numește dureri de șale sau mă dor chișoarele sau de ce funcționează efectiv? Pentru că în general oamenii folosesc creme, de asta vă întreb. Funcționează tratamentul pentru că se adresează regenerării celulare. Deci foarte mulți oameni trăiesc cu impresia că dacă a apărut artroza sau artrita, osul s-a degenerat definitiv și nu mai avem ce să-i facem. Acesta este un mit fals. De fapt, corpul uman produce celule stem la orice vârstă. Și aceste celule, dacă sunt dirijate corespunzător de o informație, pot să repare zona afectată, inclusiv zona osoasă. Bineînțeles că acest lucru nu se întâmplă peste noapte. Deci, într-o afecțiune cronică, într-o artroză, ai nevoie de un interval de 6 luni de terapie și, pe urmă, de încă 6 luni de consolidare. Dar după un an de tratament, ți-ai salvat șoldul, ți-ai salvat genunchiul și așa mai departe. Nu mai este nevoie să ajungi la protezare. Și o să vă dau exemplu concret al unei paciente, fostă sportivă de performanță, care a venit cu o durere cumplită de genunchi. Ea avea proteză de șold pusă cu ceva ani în urmă. La ce vârstă? 50 de ani. A fost atletă de performanță, probabil articulațiile s-au uzat și datorită acestui sport, și a venit pentru că ceea ce i s-a propus a fost tot o proteză a genunchiului,
Ea între timp și-a schimbat puțin mentalitatea, pentru că practica Qigong și alte terapii energetice și a vrut o abordare mai profundă a problemei. Durerea inițială era foarte mare, mergea destul de greu datorită artrozei și a efectuat în cadrul clinicii noastre un număr destul de mare de ședințe de echilibrare energetică, i-am dat tratament personalizat care a acționat pe cauza profundă, dezechilibru energetic care a condus la instalarea afecțiunii. Bineînțeles că s-a acționat și pe sistemul endocrin, pe toate aparatele și sistemele care erau dezechilibrate și după o perioadă lungă de timp mobilitatea s-a reluat așa cum era ea în faza inițială și durerile s-au remis complet. Cu alte cuvinte, și-a recuperat genunchiul, nu a ajuns la protezare, se simte foarte bine și a schimbat, bineînțeles, stilul de viață, alimentația. O să vă fac și o precizare, tot, pentru că doamna a făcut parte dintr-un studiu pe care l-am făcut împreună cu Hemed pentru utilizarea uleiurilor ozonate cu CBD, deci unul dintre tratamentele folosite de doamna a fost și acesta. Și vreau să vă spun că rezultatele studiului sunt mai mult decât încurajatoare. Deci, și medicina integrată, într-adevăr, ne oferă, dacă vreți, mijloacele eficiente pentru a furniza dovești științifice că funcționează efectiv aceste metode. Și vreau să vă spun că, legat de regenerare, avem un studiu foarte amplu pe care îl desfășurăm în acest moment, nu numai în România. Este implicat și Israelul în acest studiu și două universități din UK. Și folosind uleiurile ozonate cu CBD, s-au constatat două efecte foarte interesante legate de reumatism. Este un efect, dacă vreți, imediat. Deci în momentul în care se aplică pe zona dureroasă, între 2 și 5 minute dispare durerea. Aici nu vreau să intru foarte mult în amănunte, pentru că mecanismul este, pe de o parte, generat de ozon, deci ozonul, uleiul ozonate, pătrund până în interior la 2,5 cm, da? În condițiile în care orice cremă sau orice unguent se folosește nu pătrunde mai mult decât 0,3 mm, că nu poate trece de bariera dermică, uleiul ozonate ajung la 2,5 cm în interior. Deci, pe de o parte, este această eliminare a durerii, dar efectul cel mai interesant este legat de regenerare. Pentru că sistemul endocannabinoid din organismul nostru este responsabil cu regenerarea celulară. Exact ce spunea doamna doctor, în permanență și, foarte interesant, indiferent de vârstă, pentru că toată lumea trăiește cu impresia că numai copiii produc celule STEM. Nu, celule STEM se produc și la 90 de ani. E adevărat că se produc într-un număr mai mic pe măsură ce îmbătrânim, dar ele sunt produse. Rolul cel mai important al sistemului endocannabinoid legat de regenerare este acela că transmite informația celulei STEM în ce fel de celulă să se transforme. Celulele STEM sunt așa numitele celule nediferențiate. Deci ele sunt niște celule care teoretic se pot transforma în orice altă celulă din corpul nostru. Celula STEM primește informația de la sistemul endocannabinoid și se transformă într-o celulă care vine și înlocuiește o celulă distrusă. Din acest motiv apare regenerarea celulară. Deci, mulți dintre pacienții care au fost în acest studiu s-au arătat foarte încântați de faptul că le dispărea durerea. Dar rezultatul cel mai interesant este regenerarea care se obținea într-adevăr undeva între 6 luni și un an apărea acest fenomen de regenerare. Și aici au fost cazuri inclusiv de poliartrite. Știți că la poliartrită în faze avansate rămâne mâna în formă de gheară. Da, rămân blocate încheieturile. Deci oameni care și-au recăpătat mobilitatea. Și tot legat de regenerare, o să vă dau un exemplu mai spectaculos legat de ceea ce înseamnă regenerarea neuronală. Există în acest moment un produs pe care încă nu l-am lansat în România, o să-l lansăm în curând, Brain Regen, bazat tot pe ulei ozonat cu CBD și care a demonstrat două lucruri face două lucruri foarte importante. Pe de o parte, contribuie la regenerarea neuronilor și aici vreau să vă spun că e iarăși un mit, pentru că până acum câțiva ani se considera că neuronii, odată distruși, nu mai pot fi regenerați. Este adevărat, un neuron distrus nu va mai putea fi înviat, dar în locul lui se poate crea un alt neuron. Se numește neuroplasticitate.
Sau alți neuroni pot să preia funcția celui mort, că uneori cum exact. Nu funcționăm. Și al doilea lucru foarte interesant este că se refac legăturile neuronale. Deci exact ce spuneați dumneavoastră. Deci pe lângă faptul că apar neuroni noi, se refac legăturile neuronale, pentru că în bolile neurodegenerative, ceea ce se distruge în primul rând nu sunt neuronii, sunt legăturile neuronale. Și aici vreau să vă spun că medicina integrată a avut un rol foarte important, pentru că a fost o parte a acestui studiu pe care noi l-am desfășurat cu HemMed și care a reușit să pună în evidență și au fost rezultate, și poate doamna doctor poate da câteva cazuri concrete, de persoane care aveau Parkinson, Alzheimer, deci forme foarte avansate de boli neuronale sau scleroză multiple, care erau iarăși sunt niște afecțiuni extrem de urâte. Pentru cei care ajung în aceste stadii și unde s-a, cu ajutorul medicinei integrate ScienceMed și cu ajutorul uleiurilor ozonate cu CBD s-a reușit ca acele persoane să-și îmbunătățească memoria, să-și recapete capacitatea cognitivă, s-au refăcut, practic, au redevenit oameni normali și au redobândit starea de sănătate. Doamna doctor, din practica dumneavoastră de la clinică, aveți pacienți care să confirme cele spuse de domnul manager Daniel Hanganu? Sunt pacienți care au suferit și afecțiuni reumatice și s-au prezentat la noi și afecțiuni neurologice și s-au prezentat la noi. E adevărat că nu poți vorbi de vindecare în cazuri severe. Poți vorbi, în schimb, de îmbunătățirea calității vieții pacientului. Cel mai grav caz care îmi vine acum în minte de scleroză multiplă este al unui pacient care și-a pierdut treptat abilitățile, deci mobilitatea brațelor, mobilitatea picioarelor, inițial membru superior stâng, pe urmă membru inferior stâng, pe urmă boala a evoluat și pe zona opusă, membru superior drept, membru inferior drept, și s-a extins inclusiv la organul limbii, ajunsese să vorbească din ce în ce mai greu. Acest lucru l-a speriat și abia atunci a dat seama că nu poate să obțină rezultate doar urmând tratamentul clasic. Deci boala lui evolua în ciuda terapiei pe care deja o avea instituită și a venit la noi ca să-și păstreze această funcție a vorbirii. Și a reușit. Un an de zile a făcut tratament de echilibrare energetică, deși se deplasa foarte greu, îl aducea familia, nici nu l-am chemat o dată pe săptămână, cum le solicităm pacienților prezența, l-am chemat măcar o dată pe lună să vină să facă o ședință de echilibrare energetică. A luat tratamentul informațional, a folosit, bineînțeles, și uleiurile de cânepă ozonate cu CBD în concentrație maximă, 2000 de miligrame în toamnă, va apărea și cel cu 3000 de miligrame concentrație, și brain regenul, care iarăși este foarte bun pentru recăpătarea funcțiilor cognitive și pentru încetinirea degradării neuronilor, și a reușit să păstreze și chiar să-și îmbunătățească ușor această funcție a vorbirii. Probabil că ar fi pierdut-o complet și pe aceasta dacă nu încerca și o revitalizare a organismului. Deci aceasta este o situație. Mai este și altă situație, tot de scleroză multiplă, pacientă care și-a pierdut mobilitatea în picioare și începuse să-și piardă și mobilitatea mâinilor. Acest lucru a speriat-o pentru că îi plăcea să-și gătească, era gospodină și nu dorea să devină complet dependentă de membrii din familie. Și-a recăpătat funcționalitatea mâinilor. Deci aici vorbim de o recăpătare completă. Forța în membrele superioare a crescut după 6 luni de terapie energetică. Terapie personalizată, informațională, la care s-au adăugat uleiurile de cânepă ozonate cu CBD. Iar pe zona reumatică, aici sunt foarte multe aspecte. Aici aș vrea să detaliez puțin despre modul în care se utilizează uleiul de cânepă ozonat cu CBD. El poate fi aplicat și local, dar și sublingual. Care este recomandarea cea mai facilă? Cea mai facilă este cea locală. Sunt
persoane, e adevărat, au fost puține situații în care nu tolerează gustul și atunci preferă să-l administreze dar doar am putea local. Să-l luăm oral. Dar dacă se poate lua și sublingual, este perfect, pentru că el acționează și holistic ca imunomodulator. Și înainte să se cronicizeze orice afecțiune, apare o scădere a imunității organismului. Iar noi vrem să reglăm această imunitate în așa fel încât corpul să-și reactiveze propriile mijloace de vindecare. Pentru că asta înseamnă să creștem forța vitală, să ajutăm organismul să-și recapete propriile mijloace de vindecare. Și deci, de aceea este important fi să fie folosit și sublingual. Deci amândouă, și oral, sublingual și local. Și sublingual și local. Și aici, într-adevăr, în bolile reumatice autoimune apare o tendință către rigidizarea și către deformarea articulațiilor. Și ele sunt utile și local și sublingual. Dar dincolo de această administrare a uleiurilor ozonate, atât locală cât și sublinguală, este mai mult decât necesară terapia holistică, de să ne adresăm cauze inițiale. Depistarea dezechilibrelor energetice, care se face cu raiocompul cu aparatul de biorezonanță, și depistarea dezechilibrelor metabolice celulare, este esențială pentru a acționa holistic cu terapia. Deci fără o terapie personalizată nu poți să ai rezultate pe termen lung. Ai rezultate doar atunci când iei produsul respectiv. După care ai întrerupt, problemele reapar, pentru că, după cum am povestit în toate emisiunile, cauza inițială este în corpul energetic, la nivelul aurei. Acolo apare informația de boală. Și până nu tratăm acolo, până nu ștergem acea informație, nu putem avea rezultate foarte bune nici în corpul fizic. Acum, medicina integrată, către ce alte afecțiuni se îndreaptă? Adică, ce pacienți ar putea să apeleze la dumneavoastră cu alte afecțiuni decât cele reumatismale? Medicina integrată se adresează întregului organism. Deci, orice pacient, indiferent de vârstă sau de boală, dar trebuie să fie deplasabil, și să aibă vârstă mai mare de 5 ani, dar de la 5 ani până la 150 de ani, toți pacienții pot... De ce pot... până în 5 ani? De ce sub 5 ani nu? Sub 5 ani nu pot fi conectați la, de fapt, la raiocom, să zic, ar putea fi conectați, dar n-au răbdare. Deci gândiți-vă că un copil mai mic de 5 ani nu are răbdare 2 ore să îi facem toate scanările, să îi administrăm pe loc tratamentul. Da, deci sunt mai puțini. Am avut un se poate, casting dar... tehnic, se poate, dar e cam greu să faci o consultație de 2 ore cu un copil mai mic de 5 ani. Am dar înțeles. Între 5 ani și 150 de ani, orice pacient cu orice e afecțiune okay. se poate prezenta. De exemplu, un pacient cu diabet, să spunem, ce puteți să-i oferiți? Aici avem foarte multe cazuri. Și de pacienți cu diabet zaharat insulinonecesitant și pacienți cu diabet zaharat fără niciun tratament sau cu terapie chimică orală sau naturistă. Diabetul putem să-l considerăm o boală a stresului, dar și obezitatea poate să conducă la diabet și dereglările endocrine pot să conducă la diabet pentru că el până la urmă este o boală endocrină. În general, pacienții care vin la noi au tratament, fie cu insulină, fie cu antidiabetice orale, însă dezechilibrul nu este doar local la nivelul pancreasului. Dezechilibrul este holistic pe mai multe aparate și sisteme. Deci se face scanarea complet, în care depistăm toate dezechilibrele energetice, toate blocajele care întrețin afecțiunea existentă și scanarea la nivel celular în care vedem exact cum funcționează celulele pancreasului și al celorlalte organe, vedem toate dezechilibrele care pot întreține boala pancreatică. Și în marea majoritate a cazurilor, pacientul reușește să-și reducă numărul administrărilor de insulină și să reducă și dozele de medicație alopată pe care o are în schemă. Ce afecțiuni neoplastice puteți să identificați și să ajutați? Din păcate, nu putem să identificăm o afecțiune neoplastică pentru că metoda vede dezechilibrele. Dar
Putem să identificăm dezechilibrele care au condus la afecțiunea neoplazică, pentru că e clar când pacientul vine în această fază, are deja un tratament. Mai sunt și pacienți care refuză terapia clasică pentru că le este teamă de efectele secundare. Și atunci vin la noi pentru a-și îmbunătăți calitatea vieții și unii dintre ei chiar speră la o regresie a afecțiunii și se poate. Am avut acum câțiva ani o pacientă cu o tumoră neoplazică la nivelul colonului, era în stadiul 2, ca simptomatologie, scaune diareice cu sânge destul de numeroase și ziua și noaptea. Bineînțeles că era extrem de deranjant, pentru că pacienta nici nu putea să doarmă bine noaptea și nici nu putea să-și desfășoare activitatea în cursul zilei. Și după administrarea terapiei personalizate, s-a reușit, e adevărat că a trecut ceva timp, undeva între 6 luni, un an de zile, dar de la stadiul 2, afecțiunea a regresat către stadiul 1, iar simptomatologia s-a redus mult mai devreme. Deci de la aproximativ 20 de scaune diareice cu sânge în 24 de ore, a ajuns la 3 scaune normale. Deci am reglat... S-a îmbunătățit semnificativ calitatea vieții. Inițial, la scanarea electrosomatografică, dezechilibrele erau foarte mari. Deci pe o scară de la 0 la 100, unde 100 e maximum și doar 0,20 este normalul, ea avea 100 cam peste tot. Deci probabil că te-ai fi gândit la o neoplazie chiar în absența diagnosticului. Pentru că, în general, neoplazie apar dacă pacientul nu e pe niciun fel de tratament care să supreseze funcția celulară, mă refer la tratamentul alopat, dezechilibrele pot să apară. Și chiar în cadrul consultației după testarea tratamentului, deci s-a administrat tratamentul, i s-a repetat scanarea, s-a văzut cum dezechilibrele se reduceau de la 100 la valori de 30. Foarte mult. Da, foarte mult. Ceea ce însemna că organismul răspunde și că sunt șanse. Aici o să vin și eu cu o completare, pentru că, să spunem, în arsenalul nostru de arme cu care luptăm împotriva acestor boli grave tumorale, a apărut CBD-ul și vreau să vă spun că sunt câteva studii care s-au făcut pe cancer mamar în Israel, pe cancer de prostată în Japonia, în care s-a folosit o combinație de ulei de CBD. E adevărat, CBD-ul de 2000, cel care era până acum ceva timp cel mai concentrat, dar cu ajutorul unor tehnologii speciale am reușit și va apărea și pe piață în România, sper, foarte repede, deci undeva, cred că în luna octombrie vor fi produsele pe piață deja, va fi CBD-ul de 3000, împreună cu o ciupercă, Agaricus blazei muril, cu tămâie, unde s-a reușit, foarte interesant, mecanismul prin care s-a putut îmbunătăți foarte mult starea pacienților. Deci ciuperca vine și crește nivelul sistemului imunitar, deci îi conferă, dacă vreți, vigoare întregului sistem imunitar. Iar CBD-ul funcționează ca un fel de radar. Indică sistemul imunitar, atenție că acea celulă este o celulă canceroasă. Ea trebuie distrusă și atunci cel care o distruge este sistemul imunitar. Deci, de fapt, singura metodă eficientă de a distruge o celulă canceroasă este cu ajutorul sistemului imunitar. Sistemul nostru imunitar are tot ce trebuie pentru a distruge acele celule. Problema majoră a sistemului imunitar este că nu le identifică în mod corect ca fiind niște celule rele pentru organism și atunci le lasă în pace și ele se înmulțesc, proliferează. În momentul în care intervine CBD-ul, vine și îi indică sistemul imunitar că acele celule trebuie distruse, ele sunt distruse, după care ele sunt înlocuite cu alte celule, e acel fenomen de regenerare de care vorbim mai devreme. Din acest motiv, noi suntem foarte optimiști. E adevărat că nu putem să spunem că avem în acest moment un tratament care vindecă 100%. Dar, spre exemplu, în Israel a fost pe un lot de 80 de paciente rata de succes de 100%, iar în Japonia pe cancerul de prostată undeva la 78%. Este fabulos de mult pentru aceste cazuri grave. Și lucrurile sunt foarte, ceea ce ne face pe noi foarte optimiști este faptul că acest produs ozonat, de fapt, asta este
ceea ce am reușit noi în România să facem pentru prima dată lume, că ce vede se mai produce în lume. Dar noi în România suntem singuri care reușim să facem ozonificarea stabilă. Am stabilizat ozonul în molecula de ulei și am crescut absorpția substanțelor active de aproximativ 10 ori. Deci, diferența între a folosi o substanță neozonată și o substanță ozonată este aceea că prin trecerea barierei dermale și pătrunderea direct în sistemul circulator, se absorb de 10 ori mai mult substanțele active. Ca să înțelegeți un pic în procente, deci o capsulă înghițită se absorb undeva, pentru că se absorbe în intestinul subțire, undeva în jur de 20-22% din substanțele active. O substanță neozonată dată pe piele, da? Deci un unguent dat pe piele, sub 30% se absorbe substanța activă. Noi am reușit să ajungem la 92-95% din substanța activă să fie absorbită. Și asta ne face foarte optimiști că pe viitor vom obține rezultate mai bune. Poate chiar recăpătarea întregii capacități a organismului, restabilirea întregii sănătăți. Deocamdată, ceea ce putem să spunem cu dovezi este că ajutăm foarte mult, îmbunătățim foarte mult. Și mai facem un lucru interesant. Toate tratamentele, că e chimioterapie, că e radioterapie, sunt foarte agresive pentru organism și au foarte multe efecte adverse. Noi ceea ce am reușit să facem, am venit să combatem aceste efecte adverse. Și am reușit foarte mult, și n-are rost să vă explic acum mecanismul prin care se întâmplă acest lucru, dar s-a reușit combaterea în proporție de 50-60% a efectelor adverse ale acestor radioterapii sau chimioterapii. Ceea ce, din punctul nostru de vedere, sunt rezultate foarte, foarte încurajatoare pentru viitor. Într-adevăr, în urma radioterapiei, dar și chimioterapiei, organismul trebuie ajutat. Nu trebuie să uităm că, totuși, în urma radioterapiei, organismul suferă, practic, echivalentul unei arsuri. Da. Și atunci trebuie ajutat chiar și cu un ulei. De ce nu un ulei care să intre mai adânc și să lubrifieze zona respectivă, să ajute organismul să se refacă mai repede. Ăsta este efectul local. Eu vorbesc despre efectul mult mai profund, care înseamnă activarea sistemului endocannabinoid. Deci sistemul endocannabinoid este cel care funcționează pe de o parte ca un radar pentru sistemul imunitar, pe de altă parte este cel responsabil cu regenerarea, transmite celulelor STEM informația corectă în ce fel de celule trebuie să se transforme. Pentru că altfel știți ce se întâmplă? O celulă STEM se naște, celulă STEM moare celulă STEM, da, fără să producă niciun efect benefic pentru organism. Aici aș mai putea să mai completez ceva. Uleiul ozonat cu CBD distruge selectiv celulele tumorale și le păstrează pe cele sănătoase. Chiar și ozonul este tot selectiv, doar pe celulele bolnave, bacteriile patogene, virusii patogeni, pe când celelalte metode clasice nu distrug selectiv doar celulele bolnave, pe lângă ele mai mor și din celulele sănătoase organismului și nu vrem asta, noi vrem să păstrăm celulele sănătoase, să le distrugem doar pe cele bolnave. Deci, poate fi folosit și medicina integrată Science Med, ședințele de echilibrare energetică, uleiurile de cânepă ozonate și în paralel cu chimioterapia, pentru că mai combatem din efectele secundare. Ajutăm organismul să regenereze celulele sănătoase. Acum, cam ultima întrebare sau ultimele întrebări. Aș dori să adresez această întrebare și doamnei doctor, dar și dumneavoastră. Când medicină alopată, când medicină integrativă? Aici o să vă răspund eu. Întotdeauna medicină integrativă. Deci medicina integrativă, să înțelegeți ceva, este o metodă foarte blândă. Nu este o metodă intervenționistă. Deci nu este ceva invaziv pentru organism. Deci, indiferent, fie că vrei să fii în faza de prevenție, fie în faza de boală manifestă, fie în faza de boală cronică, medicina integrată te ajută. Iar medicina integrată include și medicina alopată. Deci, repet, noi nu am contestat niciodată rezultatele medicinei alopate. Deci, dacă doriți, medicina integrată este metoda cea mai performantă în acest moment de medicină.
Sigur că nu este accesibilă în permanență, da? Medicina alopată are probabil câteva zeci de mii de medici practicanți în România. Noi avem două clinici la Buzău și București și avem capacități reduse de a, să spunem, de a vedea un număr foarte mare de pacienți, pentru că o consultație de medicină integrată durează 2 ore și jumătate. Deci vă dați seama că un medic nu poate vedea într-o zi mai mult de 3 pacienți, pentru că uman nu este posibil, este efortul foarte mare. În acest motiv, deși se recomandă întotdeauna medicina integrată, atunci când nu se poate, dintr-un motiv sau altul, medicina alopată își face treaba, să spunem, cât poate ea de bine în momentul acesta. Aici pot completa și eu. Deci medicina alopată în situații de urgență, e clar că nu poți să vii la biorezonanță dacă ți-ai rupt mâna, piciorul sau eu știu ce alte traume ai pățit, sau dacă te doare capul, poți să te duci la farmacie să-ți iei un antialgic care să te ajute pe moment să-ți faci treaba, iar medicina integrată tot timpul. În primul rând, pentru prevenție, este foarte util ca orice stare care ne indică o reducere a energiei organismului să ne trimită către medicina integrată. Deci orice oboseală, durere de cap, insomnie să ne trimită către medicina integrată. Pentru că este păcat să nu folosim o metodă de scanare preventivă și de tratament preventiv când avem această soluție la îndemână și să așteptăm până când ajungem la dezechilibre severe care pot să conducă la afecțiuni severe. Deci este o metodă foarte bună de prevenție și tratament, tocmai pentru că abordează holistic ființa umană. Deci ceea ce înțeleg eu este că putem apela oricând la o medicină integrativă, chiar este indicat să folosim permanent, dacă nu toate metodele, o parte din metodele medicinei integrative, dar este bine să apelăm și la medicina alopată atunci când este cazul în situații de urgență, pentru diagnostic, de ce nu pentru verificarea diagnosticelor, de ce nu, și niciodată să nu ne lăsăm pradă unui singur diagnostic, să încercăm în mai multe locuri și să vedem ce obținem în mai multe locuri pentru a stabili un diagnostic clar. Exact. Deci pentru a stabili un diagnostic clar avem nevoie și de diagnosticul clasic alopat, dar avem nevoie și de diagnosticul integrat pentru a vedea dezechilibrele subtile, cauzele subtile care au condus la boala organică. Deci trebuie să fim diagnosticați pe mai multe niveluri, fizic cu medicina clasică și la nivel celular, la nivel energetic, mental, emoțional cu medicina integrată. Acum am ajuns la finalul emisiunii, din păcate. Ca și concluzii, prima dată o să încep cu dumneavoastră, domnul Daniel Hanganu. Care ar fi concluziile, cu ce ar trebui să rămână telespectatorul după această emisiune? Eu aș sintetiza 2 idei foarte simple. Deci medicina integrată Science Med este în momentul acesta probabil cea mai performantă metodă medicală din România și care are, să spunem așa, specific față de orice alte metode medicale, faptul că noi privim holistic, ca un întreg pacientul, și putem stabili un tratament personalizat și verificat. Deci acel tratament este și verificat pe loc, la consultație, și pacientul, în momentul în care pleacă de la noi, pleacă cu un tratament care este clar că funcționează pentru el și îl ajută 100%. Da, doctor Daniela Dascălu? Mihaela Dascălu, scuze. Nicio problemă. Pacientul ar trebui să rămână cu 2 idei principale, aceea abordării holistice, a diagnosticării integrative, atât la nivelul corpului fizic, cât și la nivelul corpului mental, emoțional și energetic, și cu ideea unei terapii personalizate care acționează în sensul vindecării organismului, în sensul creșterii forței vitale a organismului și a îmbunătățirii condițiilor de viață. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi în această emisiune. Eu am rămas cu încă o idee, ideea de regenerare celulară, și aș vrea să vă invit într-o emisiune următoare să vorbim despre regenerare celulară, pentru că mi se pare un subiect extrem de important. De acord. Mulțumim și vom veni cu drag.
Dumneavoastră, vă mulțumim mult de tot pentru că ne-ați urmărit această oră. Foarte important, păstrați-vă sănătatea și la toți de față și viitori, sănătate!